Salutări tuturor! Bine v-am regăsit! Ne aflăm aici cu Cami din nou. Astăzi dezbatem un subiect foarte interesant. În continuare disecăm ecuația iubirii și am ajuns la principiul care este despre comunicare. Și eu i-am spus... Da. My favorite! Așa. A femeilor, în general, când vine vorba de comunicare. Principiul l-am numit Nu mă interesează nimic din ce am eu de spus. Așa. Multă lume se miră, inclusiv tu te-ai mirat când da, ți-am povestit așa de principiul ăsta. Se referă la faptul că, în special în relația de cuplu, contează mult mai mult stările decât ceea ce se spune. Adică, deși avem senzația că ceea ce spunem, cuvintele pe care le folosim și modul în care ne exprimăm contează foarte mult, dar în relația de cuplu circulă stările mult mai mult decât în orice alt context. Și mai ales, tu fiind femeie, pentru voi fiind foarte importante stările, ești curios de perspectiva ta legat de subiectul ăsta al comunicării verbale și non-verbale. Da, e adevărat. Chiar mă gândeam, nu știu, cel puțin în cazul meu, poate că am fost mereu mai sensibilă la ceea ce e în spatele... ceea ce stă în spatele vorbelor oamenilor. Adică am sezizat că de multe ori este o discrepanță. Și între ce spune între ce și spune, ce e cumva în spate. Da, și exact ce este în spate. Și nu m-a mulțumit niciodată și nici chiar în cazul tău, că de multe ori veneai și îmi spuneai, îți promit că nu știu ce, și eram ceva de genul, nu mă las, bine, nu, hai, cunosc, lasă-mă cu, cunosc îți promit și o să fie așa, că nu se poate, nu există. Și da, contează foarte mult ce e în spate. Numai că aici sunt, îmi dau seama că poate să fie așa, poate să fie o confuzie cumva, sau oamenii să nu înțeleagă, sau să fie, e un pic interesant, știi, pe de-o parte, oamenii nu sunt conștienți de ei. Așa. Nu sunt conștienți de ceea ce trăiesc ei acolo în interior. Conștient, ei ar vrea poate, știi, și atunci vin verbal și spun anumite n-o lucruri. Nu o să te rănesc niciodată. Da, da, da. Da. Eu nu o să greșesc niciodată. Da. Și spun anumite lucruri, sau nu neapărat să fac afirmații de genul acesta, ci așa, pur și simplu, când au o dispută sau ceva, vorbesc ei între ei, știi, și cumva inconștient el se apără, dar el nu-și dă seama că se apără. Și atunci ceea ce vorbește, el n-are legătură cu ceea ce simte. Cu starea pe care o are. Da, și o femeie poate să simtă lucrul ăsta. Sau un bărbat foarte sensibil, care și el percepe cumva discrepanța asta. Dar hai să zicem, acum femeile, știi, pot să simtă. Și de asta bărbații pot fi de foarte multe ori nedumeriți. Pentru că ei cred că ceea ce spun coincide și cu ceea ce simt, ceea adică ce eu trăiesc. Sunt convins că simt ceea ce spun, da. Dar de fapt în mine se întâmplă lucrurile foarte diferit. Da, se poate să fie foarte diferit și atunci nu înțeleg de ce femeile tot insistă, știi, și au starea aia de neîncredere, știi? Disbelief, în engleză, așa, că toți suntem români, nu? Să, da. Așa. Dar e o stare de aia de neîncredere, știi? Adică nu cred, știi? Și tot mai insistă femeia și mai insistă. Ei, nu ajută nici pe ea faptul că insistă, pentru că, vezi, în comunicare, aici e, nu știu, eu în relația cu tine am învățat foarte multe, că de asta am zâmbit așa la început și am zis că e subiectul meu preferat, pentru că eu nu am știut să comunic bine în relația de cuplu. N-am știut ce înseamnă să comunic și... Îmi dau seama, lucrând de atâția ani cu femei, în cazul meu că am lucrat foarte mult cu femei, dar fiind și în relația cu tine, tu fiind foarte mult genul comunicator, dornic de adică a comunica, vorbesc foarte mult, exact, asta e ideea. Mi-am dat seama cât de puțin cunosc eu despre ce înseamnă odată relația de cuplu și apoi ce înseamnă comunicarea într-o relație de cuplu și apoi am avut ocazia lucrând cu oameni cât de puțin știu de fapt oamenii ce înseamnă să comunicăm. Este o problemă majoră. Nu este o problemă numai la nivel de state, știi? Că nu se de înțeleg. Politică, da, exact, de politică, diplomație și așa mai departe. Nu, este o problemă la nivel micro, nu numai macro. Micro, acolo, în familie, știi? Între cei doi. Spunea cineva un lucru foarte interesant. Mi-a rămas așa în minte. Nu știu exact cine a spus. Spunea că iluzia legată de comunicare este că ea s-a petrecut. Da. Și m-a marcat așa, pentru că îmi dau seama că de foarte multe ori noi avem senzația că am comunicat niște lucruri sau că le-am comunicat așa cum am vrut sau că celălalt a înțeles ceea ce am vrut eu să comunic și de fapt se întâmplă cu totul altceva. Și ce cred oamenii prin comunicare este ceva de genul, i-am spus anumite lucruri, dar cum i-ai spus? Te-a interesat? Oamenii cred că comunicarea este ceva de genul, ok, eu ți-am zis ție o frază, am rostit niște cuvinte. Pa, la revedere, gata, asta e comunicarea. Ar trebui să ajungă la tine, exact, tu să înțelegi. Exact. Dar nu asta e comunicarea.
Și asta am început să abordez un pic, am început să abordez subiectul acesta când discutăm, știi, și când am fost la evenimentul acela în toamnă, în care am vorbit despre fiecare. Ce greșeli fac femeile și gestionarea bărbații, greșelilor și așa mai departe, și am vorbit despre comunicare. Uite că mă nimeresc eu să ajung să vorbesc despre comunicare, pentru că am avut eu foarte multe de învățat. Foarte multe de învățat pe tema asta și nu mi-a fost ușor. Eu, nefiind o persoană așa foarte comunicativă din fire, în relația de cuplu. Mm-hmm. Asta niște că și eu am trebuit să învăț foarte multe lucruri legate de comunicare, pentru că eram prea comunicativ. Adică eram genul care, cum zic, deja era disperant de cât de mult trebuia să și voiam și aveam eu nevoie să comunic. Și atunci pentru mine a fost o lecție foarte importantă să comunic și dincolo de cuvinte. Adică da, să învăț, de exemplu, când tu știi că aveam obiceiul să te tot întreb cum da, ești, dar ce da, simți, dar ce se întâmplă în tine, dar da, când, mai ales când aveam momentele în care te retrăgeai, de exemplu, așa, de tot sâcâiam. Uh-huh. Și trebuie să învăț să mut procesul ăsta de comunicare la un nivel mult mai subtil. Adică să te simt, să nu trebuiască da, să te întreb. Da. Să am suficient de multă încredere și în empatia pe care mi-am dezvoltat-o, da, că atunci când mă uit la tine să știu cum te simți, să nu trebuiască să te întreb, da, cum te simți, da, cum ești, da, ce, da, da, ești sigur, ești bine, da, da, știu că eram disperant. Și cred că pentru multă lume e o lecție foarte importantă partea asta cu diferența între nevoia de comunicare verbală și nevoia de comunicare mult mai profundă. Ce am învățat eu legat de comunicare este că odată că îți spui tu problema, și asta o puteam spune la un moment dat, bine, am avut eu etape că nu puteam să vorbesc nici măcar despre asta, dar hai să zic că am început să spun și atunci am început să-mi dau drumul. Ceea ce fac multe femei, știi, încep să-și dea drumul și să spună care e problema lor. Ei, o comunicare adevărată înseamnă că tu îți spui problema, dar trebuie să fii apoi atentă să-i dai voie și celuilalt să-și spună și el punctul de vedere. Da. Iar dacă noi considerăm că noi avem dreptate, noi avem dreptate din punctul nostru de vedere sau într-o anumită măsură, da, se poate, dar trebuie să-i dăm voie și celuilalt să vedem el de ce s-a purtat așa cum s-a purtat sau el de ce nu face anumite sau lucruri. Sau de ce a înțeles altfel lucrurile, exact, poate, decât și ce ai să vedem comunicat de unde tu. Vin, cum vede el, ce viziune are el asupra subiectului, pentru că așa foarte multe lucruri se pot afla, enorm de multe lucruri. Și asta e ce am învățat eu. Ca să și asculți în perspectiva relație cu tine. Cealaltă. Exact, să ascult și perspectiva cealaltă, pentru că altfel nu este comunicare, ci este doar un monolog în care tu refulezi, tu îți spui toate problemele tale și arunci în celălalt, știi, cu, cum se spun, cu tot felul de injurii, de prejudecăți, de critici și așa mai departe. Nemulțumiri, frustrări. Nemulțumiri, da, și frustrări, și știi, asta se întâmplă adunate. În foarte multe relații de cuplu, Da. În care culmea este că se adună niște stări. Adică oamenii adună o anumită frustrare, da, din diverse motive, după care ele ies la suprafață prin niște exprimări verbale care aproape că n-au legătură cu subiectul. Așa de este. asta principiul se numește nu mă interesează ce am eu de spus, pentru că de foarte multe ori ne apucăm și ne legăm de niște lucruri, exact, care sunt aparent foarte tehnice, da, gen de ce n-ai luat pâine sau de ce, nu știu, de ce ai lăsat, știi, faza cu chiuveta, cu, mi-a fost, apropo de comunicare, Nu, n-am înțeles prima dată chestia asta cu tu ai spălat vasele și eu am venit și am pus o farfurie în chiuvetă și de ce erai frustrată? Și n-am înțeles de ce te-ai răstit la mine în faza respectivă până când am zis ok, stai puțin, stai să înțeleg. Da. Adică pe tine, dacă ar fi fost vase în chiuvetă și puneam farfuria, nu era o problemă, dar faptul că tu tocmai ce ai spălat vasele și era chiuveta goală și ordine și curat acolo și vin eu cu vai ca și cum ți-a stricat munca sau ceva da, de genul da, ăsta. Dar uite, sunt lucruri foarte mici pe care nu le exprimăm de foarte multe ori, dar dacă așa, chestia asta se întâmplă de 2, 3, 4, 5 ori, da, după aceea devine o frustrare majoră și după aia duce la conflicte în tot felul de alte contexte. Așa e. Și lumea nu înțelege treaba asta, că sunt niște lucruri mărunte care ne deranjează, sau nu neapărat ne deranjează, nu știu cât de mult, dar sunt chestii mărunte care se adună. De care poate nici nu suntem conștienți sau zicem, a, lasă că pot să trec peste, știi? Dar de fapt nu trecem peste. Și după aceea și, vorbim despre lucruri, da, pe lângă stare. Și apropo de cât de mult contează ceea ce trăim noi, de fapt, acolo în interiorul nostru, pentru că vreau să mă leg un pic de cum se promovează comunicarea, cel puțin din ce știu eu, nu știu absolut tot, dar din ce știu eu și văd așa, se insistă foarte mult pe modul acesta asertiv de a spune lucrurile. Și mulți cad în capcana de a crede că ei sunt foarte buni comunicatori pentru că știu să sunt spună asertivi cumva, da, 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 da. Că că știu să pun asertivi în ordine cuvintele, exact, într-un fel. Exact.
Am văzut la Dar mulți este atât de pervers, este atât de pervers în cazul acestor oameni care spun atât de asertiv lucruri, pentru că în spate, acolo, pot să stea anumite critici față de omul din fața ta, judecată, judecată, lipsă de respect chiar. Da, lipsă de respect, mm-hmm. sau chiar nu te interesează părerea lui, doar că tu ai învățat așa să formulezi, și spui într-un anumit fel. Și de aceea omul din fața ta, dacă este poate și mai sensibil, adică sensibil, adică simte, nu o să fie mulțumit de tine, oricât, știi, și eu să spui, băi, dar i-am spus, am încercat. I-am explicat, am pus cuvintele în ordinea corectă, a fost totul politically correct. Exact, și de ce reacționează așa? Pentru că oamenii reacționează la ceea ce este în spatele cuvintelor. Da, pe unii îi deranjează poate cuvintele propriu-zise, depinde cu ce forță sunt spuse. Mm-hmm. Și aia, de fapt... Tot stare, adică tot stare, nu? Da, hai să zicem că mai sunt unii care au anumite sensibilități legate de unele cuvinte. Exact, da? Unele deci cuvinte, asta de-aia e altă poveste. Dar, în general, oamenii foarte mult reacționează la ceea ce stă în spatele cuvintelor. De aceea, bărbații reacționează așa, ca niște arici, în momentul în care o femeie, după ce i-a tocat, da? Tot i-a tocat și, la un moment dat, merge și spune frumos, cică, da? Da. Și sunt femei care spun, păi, uite, acum i-am spus mai frumos soțului meu ce mă deranjează sau ce aș vrea eu de la el. Da, dar în spate ai o tonă de furie, de frustrare, de mai știu ce, nemulțumire pe care le-ai tot exprimat lui. Exact. În timp. Nu dispare astea, tu ai problema aia, tu nu ți-ai rezolvat ție problema, de asta omul nu reacționează așa cum te-ai aștepta tu. Și ai impresia că, nu, uite, vezi, am încercat să vorbesc și frumos și nu mi-a ieșit. Hai să rămân în continuare așa ca o scorpie, să mă port ca o scorpie și ca oricum nu funcționează cu binele, știi? Și mulți bărbați fac greșeala asta, că au senzația că dacă ei rămân foarte aparent calm, cel puțin aparent, și spun cuvintele cum trebuie și vorbesc foarte lucid și pun niște întrebări de coaching, atunci femeia ar trebui să înțeleagă niște lucruri și să reacționeze cum trebuie. Da. Culmea este că ei au o stare în care chiar nu le pasă de lumea interioară a femeii. Exact. Dar știu să vorbească foarte bine, știu să explice niște lucruri, și am auzit și văzut frecvent fenomenul ăsta, în care vine femeia și spune, am o problemă. Și începe să vorbească despre problema ei și bărbatul începe să o închidă cumva cu tot felul de explicații, raționamente, tot felul de lucruri. De fapt, tu nu ai o problemă. E ceva de genul, exact. Da. Și demonstrează femeii că de fapt tu nu ai o problemă, că tehnic vorbind, probabil că nu există problema respectivă, dar femeia are o stare cu care vine. Și bărbații, pentru că nu înțeleg treaba asta, ei atâta au învârt până când ea săraca pleacă de acolo ceva ce... A, deci n-am o problemă, stai să văd. Da, de multe ori rămân cu starea, mai ales unele dintre ele, ceva de genul, băi, sunt nebună. Mm-hmm. Deci sunt nebună, ce-i cu mine? Adică eu simt niște lucruri și... Este foarte adevărat că unele femei trăiesc emoțional așa foarte puternic și pot să fie un pic mai dezorganizate, să zicem așa, în sau poate mai dezarmonioase uneori. Și nu... Bine, am zis așa, dezorganizate, care oricum nu e ceva de bine, nu? Așa. Și nu știu cum să se exprime, dar nu e de foarte mare ajutor dacă bărbatul vine și din două cuvinte zice, bă, hai, lasă, că nu mă tâmpeni, știi? Uh-huh. Aici, iarăși, știi, de ambele părți trebuie să învățăm cum să comunicăm, pentru că, pe de-o parte, femeile poate se exprimă mai mult decât ar fi cazul, să zic așa, da, dau peste, așa. Pe de altă parte, bărbatul este prea zgârcit în cuvinte. În comunicare. Da, în comunicare. Și în stări, până la urmă. Și în stări. Și foarte interesant cumva ne completăm și cumva fiecare are de învățat de la celălalt. Știi că de asta suntem împreună, să învățăm unii de la ceilalți. Să ne echilibrăm. Și nu să bărbații să spună femeilor, păi tăceți și voi așa cum noi, nu ne exprimăm și așa să fiți și voi, sau femeile să spună bărbaților, fiți și voi ca noi, că nu cred că ar fi bine. Dar varianta este să învățăm și atunci fiecare trebuie să lase puțin acolo unul de la celălalt, pe de-o parte, și pe de cealaltă parte fiecare trebuie să vină cumva în întâmpinarea celuilalt. Știi? Și să se susțină în așa fel încât să chiar să ajungă să poată să comunice cu adevărat. Adică să-și arate unul altuia că le pasă. Uh-huh. Știi? Asta, e firesc. Mă gândeam în timp ce spuneai că noi bărbații avem această stare de luciditate de foarte multe ori, adică suntem mai tehnici, așa, mental, și putem să rămânem mai reci, mai detașați de lumea emoțională, iar femeile intrați cumva în lumea asta emoțională foarte intens și combinația ar fi ideală. Adică dacă noi bărbații am putea să simțim și să rămânem la fel de lucid, respectiv femeile să știe să exprime la fel de lucid acea intensitate pe care o trăiesc,
atunci, într-adevăr, ar fi Da. din ce în ce mai Știi ce frumos. cred că e? Acum mi-a venit ideea. Eu cred că voi, vouă, bărbaților, vă este greu să vă dați drumul la emoții sau ceva de genul, da, să le lăsați, pentru că nu știți ce să faceți cu ele. Adică e ceva de genul, vă încurcă în În logica raționamentul voastră și nostru, în da. rațiune. Da. Și nu știți ce să faceți cu ele și v-ar lua pe sus, pentru că de asta și reacționați la femei când ele sunt așa, Luate pe sus. da, luate pe sus. Nu știți ce să faceți. Stai să te pun imediat într-o cutiuță. Iar femeile, problema lor este că nu știu să... Să-și se ordoneze. deconectează, da, se deconectează cumva de la, de la rațiune, da? Se deconectează și doar dau drumul emoțiilor. Ele n-au probleme să se exprime și să... Da, să În da. toate Deci nu. aspectele, da. Vin așa, dau drumul la o avalanșă de emoții. N-au problemă. Kim se deconectează de acolo, de la nivelul ăla. Cred că lor le este teamă. Asta este doar așa o ipoteză pe care o lansez. Dar mă gândesc așa, știi? Cred că le este teamă de că dacă ar fi cumva mai rațional, adică dacă ar și gândi puțin, e ca și când Și-a poate și-ar reprima. reprima. Știi, se gândesc la lucrul ăsta, că nu vreau să-mi reprim, vreau să mă manifest, vreau să-mi dau drumul. Știi că sunt multe femei care spun, eu când am probleme, eu vreau să-mi dau drumul, eu vreau Să să pot să plâng și spun. așa. Nu este nicio problemă, dar nicio problemă. Este frumos să spunem, e chiar bine, este sănătos. Dar Dar depinde cum. contează cum. Pentru că mereu, întotdeauna, ceea ce stă atunci când în comunicare este foarte important ce este în spate. Și dacă noi suntem în felul acesta, să nu ținem cont de stările pe care le vehiculăm, da? De ce dăm drumul, nu o să ajungem la ceea ce ne dorim noi, la urma urmei. Adică nu o să obținem ceea ce vrem. Singurul lucru pe care l-am făcut a fost să cumva să ne descărcăm de niște probleme atunci, pe loc, pentru că alea nu, alea rămân. Nu e ca și când dispar. Și nu ajungem decât iarăși la niște certuri în relație și nu ajungem la niciun numitor comun și este păcat. Da, mai știi că noi am învățat, cel puțin pentru noi a fost o lecție foarte importantă, ca în anumite momente să nu vorbim. Da. Deci chiar să nu vorbim și pur și simplu să putem să stăm, să ne ținem în brațe, de exemplu. Că atunci când e o tensiune, de exemplu, să nu intri direct în jocul ăsta în care trebuie să exprimi, trebuie să explici, trebuie să ne înțelegem, că trebuie să discutăm problema. Da. Culmea este că lumea în acel moment se află într-un fenomen de deturnare amigdalei, în care creierul emoțional a preluat controlul, în care creierul emoțional folosește partea rațională să-și demonstreze dreptatea, vezi, Doamne, Da. și nu ai cum să ajungi la o înțelegere, la empatie, la soluție, pentru că în acel moment funcțiile superioare ale creierului sunt deconectate. Și atunci e nevoie ca în relația de cuplu oamenii să învețe că în anumite momente e bine să nu vorbești. Exact. E bine să taci, e bine să stăm pur și simplu puțin. Hai să, nu știu, ne uităm la un film împreună și după aceea discutăm. Sau hai lasă-mă un picut să mă duc până la cumpărături, până după, nu știu, undeva, vine înapoi, după care discutăm. Exact. Nevoia asta de exprimare este bună până la urmă, dar da. Nu-i tot una cum și când. Da. Și sunt multe situații în care, acum vorbesc din perspectiva mea bărbat, da, în care da. Te văd mai intens, așa, din punct de vedere emoțional și așa, manifestările astea așa mai pasionale și te iei de mine și mai vorbești. Da. Și de foarte multe ori am folosit, să zic așa, tehnica asta în care hai să te iau în brațe. Nu mă leg de tine de ce te legi de mine, pentru că aia înseamnă că iarăși explic eu că tu n-ar trebui să fii, să faci, da. Ci pur și simplu hai să te iau în brațe sau vin și te smotoșesc așa de drag și te pup așa pe fățucă, da. Și până la urmă starea cu care vin eu alchimizează niște lucruri, dar dacă eu doar vreau să-ți explic cum trebuie tu să fii acum, da. E foarte nasol. Exact. Măi, dacă ar fi să o spunem pe aia dreaptă, ar trebui să fim ceva... Să fie acolo mai multe lucruri implicate așa în relația de cuplu. Adică să fie iubire, să fie înțelepciune. De fapt, asta vreau să spun. De varianta ideală, nu? Exact. Bine, varianta ideală, dar știi, despre asta e vorba. Știi, o inteligență de aia cu măcar un pic de înțelepciune. Știi, nu doar inteligență, că și aici nu. Să fie și cu un pic de înțelepciune. Asta e cel mai important. Bunăvoință, știi, pentru că când ai doza aia de înțelepciune, aia îți spune când ar trebui să spui niște lucruri, când ar trebui să taci. Cum să le da, spui. Da, cum să le spui. Ce înseamnă să fii bun sau să nu fii bun, că avem tot felul de concepții despre bunătate, bunăvoință.
care e compromisul, că tot am vorbit în episodul trecut despre compromis, știi? Adică a fost, în fine. Deci am vorbit despre compromis, știi? Și sunt tot felul de păreri, știi? Și acea doză de înțelepciune te ghidează. Și face diferența. Și face diferența. Și ar trebui să lucrăm așa mai mult pe aspectele astea și nu pe lupta asta mereu între cine are dreptate, bărbatul sau femeia. Niciunul nu are dreptate, în același timp amândoi. Sunt puncte de vedere diferite. O experiență se completează, diferită. Da, se completează bărbatul cu femeia și ar trebui să înțelegem odată pentru totdeauna că rostul unei relații între un bărbat și o femeie nu este doar să... că pur și simplu că așa a zis cineva că trebuie să ne căsătorim, să facem copii și să facem o familie, o casă și mai departe. Este să învățăm, în primul rând, unul de la altul, să creștem. Că, de fapt, de asta, știi, prin relația de cuplu ne dezvoltăm foarte, foarte rapid. Decât așa dacă ai fi tu singur de capul tău. Deși, aici este altă poveste, nu o să intrăm. Și în asta fiecare are viața lui și felul în care, așa. Lui și... Dar acum vorbeam despre relația de cuplu, da? Rolul ei este să ne ajute să creștem, să ne dezvoltăm și să înțelegem și perspectiva celorlalți și, la urma urmei, să o integrăm în noi. Pentru că într-o femeie există și parte feminină și parte masculină. Da, femininul predomină. Dar există și parte masculină. Noi când, și în bărbat la fel, parte masculină, feminină, partea masculină predomină, este într-un procent mai mare. În relația de cuplu cu un bărbat, acum vorbesc din perspectiva mea ca femeie, relația de cuplu cu un bărbat, eu ca femeie învăț, integrez în mine ca femeie aspectele masculine. Cum? Păi prin interacțiunea cu tine, prin a te înțelege, a te accepta așa cum ești. A te admira, a te respecta, a te iubi. Exact. Și a înțelege modul în care funcționează natura masculină. Și de fapt mă conectez și cu masculinul din mine și ajung ca femeie să pot să manifest. Întreg. Da, să fiu un întreg. Știi? Și să pot să manifest și acele aspecte masculine care mă ajută, de care am nevoie în viața mea de zi cu zi. La fel și bărbatul, știi? Și cumva asta este ideea asta de doi care de fapt sunt unu. Știi? Unu plus unu care de fapt unu. Apropo de diferențele între feminin și masculin, eram la un workshop la un moment dat, ziceai înainte de faptul că nu, bărbații se așteaptă ca femeia să fie controlată și așa mai departe. Da. Și am un workshop și am întrebat un tip, discutam despre preferințele, tiparul de femei care îți place și care ți se potrivește. Și l-am întrebat cum și-ar dori să fie femeia, cum e femeia ideală. Și mi-a spus tipul respectiv, zice, păi vreau să fie stăpână pe ea, controlată, să știe ce vrea și cumva să nu iasă așa din grafic. Și m-am uitat la el și am zis, iartă-mă, am o întrebare. Ai vrea să fie controlată și stăpâna pe ea și să nu iasă din grafic în pat când face dragoste? Și aici e un paradox foarte interesant, da. Că tuturor bărbaților le plac femeile care sunt intense din punct de vedere emoțional, atunci când vine vorba de energia feminină, energia erotică, da. Partea asta intimă, da. Dar atunci când vine vorba de relație de cuplu, atunci trebuie frumos să fii bărbat, adică în dormitor să fii exact. Femeie, dar în rest și în bucătărie să fii femeie, dar în rest cumva în relația cu mine să fii bărbat. Da. Și e foarte ciudată chestia asta. La fel cum și femeile se așteaptă cumva ca bărbatul ăla să, nu știu, să se exprime, să vină, să fie foarte viu și funcționăm diferit, cum ai spus și tu. Și va trebui să învățăm când și cum să ne exprimăm. Zicea Aristotel că este foarte ușor să te enervezi. Deci să se enerveze cineva e foarte simplu. Da. Dar să te enervezi când trebuie, pe cine trebuie, cum trebuie, să exprimi acei nervi cum trebuie, asta necesită înțelepciune. Da. Comunicarea nu este ușoară și îmi dau seama că pot să intervină foarte mulți factori și unul dintre factori poate să fie orgoliul. Atunci când fiecare, de exemplu, în ce fel? Că pot să fie mai multe tipuri. În sensul în care fiecare vrea să aibă dreptate. Și fiecare vrea să aibă dreptate. Și este destul de greu și știu că am făcut un exercițiu dintre ăsta în relația noastră la un moment dat. Când înainte cumva să începem să lucrăm, adică eu cel puțin cu mine, da? Să încep să lucrez cu mine și să îmi depășesc problemele. Și eram într-un moment al vieții noastre de cuplu când ajunsesem și noi în punctul ăla de tot dădeam vină unul pe altul, știi? Și
tot în... începeam să ne certăm de la orice prostie, deci pur și simplu de la o chestie minoră ajungeam să ne aruncăm cumva reproșuri da, unul să celuilalt. Ne rănim și exact, mai tare. Exact. Nu, tu ești de vine, ba, tu, ba, că tu, da, ai, că făcut tu ai făcut asta, aia, asta aia, și asta, 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 și niciunul nu ne lăsam, știi? Niciunul. Și a fost teribil, teribil de greu și mi-am dat seama că bă, ceva trebuie făcut, că nu, nu se poate, nu, nu se poate să tot continuăm așa. Și adică e prostie. E prostie, da. Și vreau să spun povestea asta ca să înțeleagă oamenii că eu înțeleg cât de greu poate să fie. Adică nu sunt... Nu este ceva, nu este ceva ușor, da? Când vorbim despre relația de cuplu și când vorbim despre a ne armoniza, da? Un el și o ea, în relația de cuplu și mai ales pe partea de comunicare. Și mi-am zis, ok, bun, de acum înainte, când o să mai apară situații de genul acesta în care o să ajungem să ne reproșăm, să-mi aduc aminte, cumva, să fiu pe fază și la un moment dat să mă opresc. Deci dacă n-am reușit de la bun început, atunci să mă opresc la un moment dat și eu să nu mai... Să nu alimentez. Să nu te mai acuz cu nimic. Chiar dacă tu mai zici ceva și mă întărâta și trebuia să zic și eu, nu puteam să... Da, înainte, nu puteam să las, să nu am ultimul cuvânt. Și asta iarăși genera în tine un răspuns și așa mai departe. Și am zis să mă opresc. Și asta am și făcut. Nu mai știu că, dar a durat ceva timp. Adică asta s-a întâmplat așa pe o perioadă de o lună, două luni de zile. Și de fiecare dată când începeam o discuție, eu mă opream la un moment dat. Ori reușeam cu date la început, ori mai pe la mijloc. Da, în fine, reușeam să mă opresc. Și nu mi-a fost ușor, pentru că nu ți-am zis. Nu ți-am zis ce vreau să fac. Adică nu ți-am spus lucrul ăsta. Oricum... Nici așa nu e ușor, adică pentru că tu îmi ziceai, când eu mă opream, îmi ziceai că te sfidez. Că taci, nu zici nimic, ca nu-mi răspunzi și la un moment dat și râs. Dacă și îți răspund, te enervezi, dacă tac, da, te enervezi. Și că mă consider superioară, că nu știu ce. În fine, n-a fost ușor, pentru că trebuia să suport atunci când tu veneai și mă acuzai și eu să nu spun nimic, să nu răspund acuzațiilor, să-i stai, că și eu pot să zic niște lucruri și să tac. Și să tac. Și să nu alimentez război. Exact, exact. Și la un moment dat s-a întrerupt ciclul acela, în care tot timpul ne dădeam replica unul altuia și numai tu ești de vină, tu ești de vină. Și la un moment dat s-a întrerupt. Și uneori el este mai puternic și poate să... Dar unul trebuie să înceapă. Uneori ea este mai puternică într-o situație, nu știu, dar întotdeauna unul trebuie să înceapă, știi? Adică sau să se oprească, mai bine zis. Sau să se oprească, da, să facă ceva. Și uite, așa am ajuns să încheiem cu ideea, nu mă interesează nimic din ceea ce am eu de spus. Mulțumesc, Amișor, pentru intervențiile tale. Mare drag. Să ne auzim cu bine. Lăsați-ne și un comentariu legat de problemele voastre de comunicare. Cine știe, poate mai găsim și soluții dacă ne puneți și întrebări pe blog.